Bună seara, stimați telespectatori, suntem în direct la Sara pe Deal, o ediție, cum putea fi altfel decât electorală, o ediție în care vom încerca să relefăm pe cât se poate de bine ceea ce vor candidații pentru Parlamentul României să vă comunice dumneavoastră. Suntem, sigur, deja, iată, mai puțin și a trecut prima săptămână de campanie electorală, cu bune, cu rele. Eu zic că e ok, campaniile decurg, acum că s-au rupt câteva bannere pe la Siret sau nu știu ce s-a mai întâmplat prin altă parte, mi se par lucruri normale pentru o campanie electorală, cu excepția sigur a Rădăuțiului, pentru că acolo știți foarte bine, e o locație specială, cu oameni speciali, cu un primar special, putem spune. Mă gândeam la o școală specială, știți, este în Burdujeni ăla. Da. Stimați telespectatori, dacă tot am vorbit de Burdujeni, să vă spun că și Burdujeni trebuie să aleagă atât un deputat cât și un senator. Dacă ne referim la deputat, colegiul este mai mic. Dacă ne referim la senatorul pe care trebuie să-l aleagă cei din Burdujeni, colegiul este mult mai mare, pentru că alături de cei din Burdujeni, întreg municipiul Suceava, alături de încă multe alte comune, vor vota senatorul colegiului numărul 2 al județului nostru. Eu l-aș fi numit numărul 1, pentru că practic acest colegiu include capitala județului, dar așa nu știu cine a făcut numărătoarea asta, că sunt niște băieți deștepți tot timpul pe la București care fac ei niște numerotări. Și colegiul numărul 1 e la de pe munte. Așadar, ăsta e colegiul numărul 2, dar practic ăsta e colegiul numărul 1, dacă vreți, și ca importanță, și ca număr de alegători. În această seară, trei reprezentanți a acestui colegiu, spun candidat la Senat, doi primari din două localități foarte importante, probabil următoarele localități ca importanță, cel puțin din punct de vedere a mărimii, după municipiul Suceava. Să nu mai lungim vorba. Bună seara, domnule Curic. Bună seara, dumneavoastră și televizor. Bună seara, domnule Andriciuc. Bună seara. Domnule Gheorghe Flutur, bine ați revenit la Bucovina TV. Bună seara și bine v-am găsit. Nu, Bogdan Gheorghiu, nu vă chinuiți să schimbați numărul colegiului, că schimbăm noi. Da, ați făcut o introducere. Colegiul de Senat Suceava, cum l-am numit eu, colegiul metropolitan, pentru că fiind aici o zonă a capitalei de județ și a viitoarei capitale de regiune, mai are încă 21 de localități în jur. Sunt aici două dintre cele mai importante localități, și Bosanciu și Șcheia, prin primarii, care au fost aleși nu de mult și le mulțumesc că au venit în această emisiune. Și eu cred că și importanța ca atare acestui colegiu trebuie acordată așa cum se cuvine. Mâine e o săptămână de când am debutat în campania electorală și aș putea așa să fac deja un prim bilanț. În primul rând, în fiecare zi mă fac sucevean în sensul de a parcurge străzi, scări de bloc, știu eu, tot ce înseamnă pe aici prin orașul Suceava. Și astăzi am fost și în George Enescu și în centru. Seara asta am avut ultima întâlnire la blocul turn de lângă primărie. Au coborât oamenii la parter, am avut o întâlnire despre ce vrea senatorul Flutur să facă pentru Suceava, pentru suceveni și, evident, problemele lor. Imediat fug spre probleme care sunt, de fapt, ale primăriei, dar ca să ajungi acolo trebuie să-i spui ce faci tu ca parlamentar. Și am simțit un avantaj. Am un regret. Am un regret că n-am stat mai mult de vorbă cu sucevenii în mandatul celor 4 ani. Există și o scuză, dar nu toată lumea o știe. Alergarea spre București sau problemele multe care le-am avut în tot județul, poate că m-au făcut să am mai puțin timp pentru orașul Suceava. Mi l-am făcut și îmi dau seama că trebuie să-mi fac mult mai mult timp. Sunt enorm de multe și de complexe probleme care ajung exact la parlamentar. Și poate că activitatea parlamentară a noastră trebuie puțin reformată în legătură cu primarul. Eu aș merge până acolo încât audiențele să le dăm împreună. Știți câte probleme sunt care depind de primar
și de parlamentar. Unele rămân și le rezolvă primarul și aștept ziua când primarul să mă invite la audiențe pe final de săptămână să le dăm împreună. Sunt teme care le poate rezolva el, teme care trebuie să le preiei tu ca parlamentar spre diverse instituții de la București ale statului sau modificări de legi sau legi noi care trebuie să vină. Sigur, eu am mai fost 2 mandate senator, atunci era altfel, nu era pe votul uninominal. E drept că m-am concentrat foarte mult pe agricultură și problema proprietății în cele 2 mandate. Dovadă că în al 2-lea mandat am și fost ministru al agriculturii 2 ani de zile. Acum cred că e bine să mă concentrez și simt că e bine pe administrație publică mai mult. Vă spun în premieră acest lucru. Am fost 4 ani președinte de Consiliul Județean, știu cu ce se mănâncă administrația publică locală, știu cu ce se mănâncă administrația publică centrală ca ministru și acum trebuie să vii ca un medic de familie să găsești medicamentul pentru ei. Este foarte, foarte multă treabă și eu de aia mă bucur că sunt și 2 primari în seara asta aici cu care putem vorbi mult. Spuneam că atât Bosanciu cât și Șcheia sunt localități foarte mari în colegiul dumneavoastră. Au o populație mai mare decât alte localități ce se pretind orașe, nu? Sunt multe localități care se pretind orașe și n-au populația nici cât a Bosanciului, nici cât a comunității. Pe de o parte și pe de altă parte cred că sunt cele mai dinamice localități, mă refer la inițiativă. Când mergi în Șcheia, vezi că este foarte multă inițiativă și sunt multe zone comerciale, industriale în această localitate. Bosâncenii, harnici și ei și ceilalți și celelalte și Ipoteștiu cunoaște dezvoltare puternică și Adâncata și Pătrăuțu și Moara, poftim. Dar vorbim de cele 2 localități acum în mod direct, pentru că, i-ați văzut, au început, m-am uitat la Bosanci. Au început partea de legumicultură și florărit. Fac ce au văzut sau ce au învățat în vest. Bravo lor! Și asta este un lucru bun pentru că deservește orașul Suceava. Cred că mai este însă enorm de mult de făcut, mai ales localitățile din jur care să deservească în diverse domenii. Oricum, sunt 2 localități cu foarte multe case mari. În Bosan sunt multe oi, la domnul Andriciuc la Șcheia e multă bere acolo. Se mulg oile ca să ajungă la fabrica de lapte de la Șcheia, nu? Sau... Propuneți ceva? Păi mă gândeam deja un troche, vedeți, că ajunge la, da. E acolo o fabrică de înghețată, de lapte, de prelucrarea laptului, îmi cer scuze, că fabricele sunt oițele domnului. Câte oi sunt la Bosanci? Da, să știți că aici chiar să spun că înainte de bani și ne-am contradicții cu domnul de la Șcheia, în sensul că la Șcheia s-a dezvoltat mai mult zona de case, iar la Bosanci și mai puțin în acest sens, întrucât se cresc foarte multe ovine. Da, vreau să spun că în comuna Bosanci crescătorii de animale sunt mândri de ceea ce fac și sunt peste 12.000 de capete de ovine. Avem este o tradiție în acest sens în comuna Bosanci și putem spune că ne mândrim de acest lucru. Dar la cât teren aveți sub luciu de apă, trebuie să înveți oile să înnoate la dumneavoastră. Aici probabil o să aducem în discuție și această problemă. Sperăm noi ca noi parlamentari sau parlamentare care sunt în colegiul numărul 2 să își expună fiecare problemă în acest sens și poate vor contribui și rezolva această problemă. O problemă foarte, să zic eu, importantă pentru cetățenii comunii Bosanci. Și dacă tot vine vorba de această problemă, bosâncenii întotdeauna și-au pus, eu știu, în practică obținerea sau, mai bine zis, au un simț al proprietății, de aceea vor să-și recupereze tot ceea ce au pierdut la înființarea CAP-ului. Ei motivează faptul că foarte multe persoane, nu vreau să dau nume în acest sens, au reușit să-și obțină toate averile proprietății și atunci de ce ei nu își pot obține acest lucru? Domnul președinte Flutur este aici, noi am avut discuții și în mandatul respectiv sau au fost inițiative în acest sens, au fost blocate în Parlament la timpul respectiv, dar sperăm noi... Cine le-a blocat? Poftim? Cine le-a blocat? Asta na, nu pot să știm. Eu știu Comisia Agricol care era în Parlament, cine, persoane care faceau parte din acea comisie.
În momentul de față, noi avem un număr de 600 de persoane care sunt vitejite de această suprafață de subluciu de apă. Persoane care, prin procese, au reușit să avem judecătorie definitivă. Asta hotărâre. Avem hotărâre definitivă în acest sens. Dar la predarea terenului respectiv se încurcă de un protocol, dat fiind faptul că apele au intrat în proprietate și deci nu. Și de ce aveți nevoie de domnul Flutur ca senator? Eu zic eu că rolul unui parlamentar este de a crea sau a da legi în Parlament și în acest sens pot să fac modificări în această direcție. Nu, Bogdan Gheorghiu, ne ducem într-o direcție și sigur că se uită atenți și cei din Bosan și din Moara și de la Horodniceni și din alte părți, pentru că în general s-au cam rezolvat problemele de proprietate cu multă greutate, dar s-au rezolvat. A apărut o problemă la care nu s-a așteptat nimeni, acele terenuri de subluciu de apă de la Suceava, că legile proprietății au rezolvat multe lucruri și nu numai că am fost inițiatorul lor, îmi și poartă numele legea, au primit tot ce au avut. Suceava a fost o situație specială cu aceste iazuri și aici sunt niște lucruri în neregulă care legea nu le-a prins și trebuie completat. Adică s-a declanșat falimentul de către societatea care ține aceste terenuri și acum sunt undeva în justiție și oamenii așteaptă să li se rezolve problema. Pe de o parte, pe de altă parte, trebuie introdus un articol nou în lege pentru a clarifica odată pentru totdeauna că nimeni nu s-a așteptat să fugă repede să declare falimentul, insolvență, să rezolve. Dar a fost foarte mult trâmbițată povestea electoral. Când, înainte de a veni noi la putere, se întâlneau sute și sute de țărani pe legile proprietății. Dacă am rezolvat și cu terenuri agricole și cu alte terenuri, s-au rezolvat. Nu s-a rezolvat asta și am văzut o șmecherie a celor din USR, în special PSD-ul a fost autorul, care după ce a venit noi la putere au zis, domne, nu vrea PDL-ul, nu vor ăștia să vă dea terenul. Fals. În toată țara s-au primit și la Dracșani terenurile de subluciu de apă la cel mai mare iaz din România. Aici, pentru că sunt în justiție, trebuie să aștepte să se pronunțe justiția. Și toată lumea așteaptă. Asta este necazul, ca să repet. Și e clar că și eu am ambiția mea să termin odată pentru totdeauna cu legile proprietății, mai ales că unii pe la Horodniceni, rău intenționat, spuneau, nu vrea Flutur. Deci bunicii mei se învârt în mormânt. Sunt un om de dreapta, am ținut cu proprietatea privată, țin până în pânzele albe cu proprietatea privată și mă voi bate. Mie mi se pare asta că trebuie rezolvată extrem de repede. Orest Onofre a avut inițiativa în Parlamentul României pentru modificarea legii și n-a trecut în Comisia de Agricultură din cauza opoziției celor din USL. Ca să lămuresc. Tu, Andrei, ce înseamnă Gheorghe Flutur pentru Comuna Șcheia? Gheorghe Flutur pentru Comuna Șcheia înseamnă un om puternic, un om care, un bun gospodar, un om care a făcut ceva pentru Comuna Șcheia și pentru Suceava. Și pentru că m-ați invitat la această emisiune și pentru că domnul președinte Flutur are doi primari alături de dânsul, dați-mi voie... În studio, așa am mai mulți. Dați-mi voie să intrăm exact în miezul problemei, în miezul problemelor electorale. Primarii vin alături de liderul pe care partidul l-a propus pentru funcția de senator, să-l ajute să ajungă acolo unde ne dorim noi toți. Eu nu doresc altceva decât să trag un semnal de alarmă pentru toți primarii care doresc să facă ceva pentru comunitățile lor. Și în primul rând aș dori să scot în evidență faptul de ce avem nevoie de parlamentari, de senatori și de deputați și cum ne pot ajuta senatorii și deputații pe noi primari. Pentru că am mai văzut niște emisiuni pe la televizor în care cei care candidează pentru funcția de senator și de deputați
promit că vor face drumuri, promit că vor canalizări, promit că fac școli, care, după părerea mea, este total greșit. Comunitatea din Comuna Șchie are nevoie de un om puternic, un om cu experiență administrativă, cu experiență politică, astfel încât să elaboreze legi pentru bunul mers a comunităților. O altă problemă greșită din punct de vedere a primarilor spune că parlamentarul, deputatul sau senatorul îi dă proiecte. Total, total greșit. Proiectele se fac în urma unui ghid al solicitantului, unde se întocmește un studiu de fensabilitate, un proiect tehnic, și se înaintează la un termen pentru a fi evaluate. Am înțeles. Deci, până la urmă, e treaba primarului să aibă proiecte, nu a... Și atunci, rolul senatorului și a deputatului este de a face legătura între administrațiile locale și acolo unde se elaborează legi pentru bunul mers al activităților administrative. Pentru aceasta, eu vin în calitate de primar a comunistii să-l susțin pe senatorul Flutur, pentru că este un garant pentru comunitatea Șcheia în a elabora legi, în a elabora proiecte de legi, a face amendamente la lege în care sunt, astfel încât eu, în calitate de primar, să pot să aduc un, să spunem, o nouă viziune și o nouă dezvoltare a comunii. Am înțeles poziția dumneavoastră. Ce știți de... am înțeles că îl susțineți în mod clar pe domnul Sud. Ce știți de domnul Nimițan de la Cimpream Porumbescu, că eu am aflat... Domnul Nimițan face parte din... este primar la Comuna Ciprian Porumbescu, face parte din Partidul Democrat Liberal, iar pe parcursul unui mandat a fost îndrumat și, să spunem, ajutat în elaborarea multor proiecte care s-au dezvoltat pe teritoriul comunei sale. A prosperat domnul primar și doresc să-l felicit pentru investițiile pe care le-a făcut, dar a uitat cam cine l-a ajutat. Să vedem dacă a uitat sau nu. Da, aș vrea să-ți povestesc puțin lucrurile, că eu vin cu glot din stupca pe papuci și nu este așa. Mai mult de atât, am fost de dimineață, că a fost un incendiu, a snapt, a ars o casă acolo și anexele, și bine că nu s-a extins măcar. A fost un exercițiu de demagogie a USL-ului în una din zile la lansarea candidaților. A mers Nimițan acolo, a dat și el cuvântul de salut și a făcut un îndemn către oameni: votați cu inima pe cine trebuie, exact sloganul nostru. Și a apărut ca știre că nu știu ce. Astăzi, în întâlnirea care am avut-o și lansarea candidaților, public a anunțat susținerea categorică, și Nimițan este primar al Alianței România Dreaptă, pentru Senat, pentru mine și Camera Deputaților Vasile Ilie. Ba mai mult, de față au mai fost doi primari de la Stroiești și de la Ilișești. Însă se poartă în aceste zile această, și le spun și celor care sunt studio colegi, una este invitația de gazdă să spui bună ziua a unora care vin să se lanseze și alta e să vinzi o imagine publică cu cineva și să te lauzi că ai mai făcut o captură, că cineva susține. Regia, aveți materialul? Haideți să urmărim împreună și tragem concluziile aici în studio. Candidatul ARD pentru funcția de senator în Colegiul 2 Suceava, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit cu locuitorii comunei Ciprian Porumbescu. Flutur a fost însoțit la întâlnirea electorală de candidatul ARD pentru funcția de deputat, Vasile Ilie, și de primarii comunelor Ilișești, Stroiești și Ciprian Porumbescu. Primarul comunei Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimițean, a declarat că susține la aceste alegeri din 9 decembrie echipa ARD, infirmând declarațiile lansate de USL. Alianța România Dreaptă. Și ca să știi, pot să dea chiar pe postul, nu putea să-mi trucheze discursul meu. Este un discurs drept, cinstit și onest. Oamenii care aleg, am spus și atunci, să leagă de inima. Inima este semnul electoral al alianței.
De aceea, mai mult nu vă pot spune decât să veniți cu toții la vot pe data de 9, cât mai mulți, și să alegeți cu inima. Vă cer un vot la alegerile din 9 decembrie pentru domnul Gheorghe Fudul și un vot pentru domnul Vasile Ilie. Candidatul ARD pentru funcția de senator, Gheorghe Flutur, a cerut locuitorilor din comuna Ciprian Porumbescu un vot pe data de 9 decembrie pentru a continua investițiile în localitate. Flutur a menționat că Ciprian Porumbescu are în continuare foarte multe proiecte de realizat. Venim astăzi și mulțumesc primarului Nimițan pentru sprijinul acordat, pentru că trebuie să știți că și Mitruț Nimițan nu poate face singur multe lucruri. El este un om harnic, un om care nu calcă de două ori într-un loc. Cu el am demarat multe proiecte. După 4 ani de mandat de președinte al Consiliului Județean și la Stupca, dar în întreg județul, dacă observați, și dușmanii recunosc că s-au făcut foarte multe. Încă o dată vă cer un vot pentru data de 9 decembrie. Eu am să mai vin în perioada următoare și vă mulțumesc că ne primiți. Dumnezeu să vă ajute și gândul cel bun. În mijlocul locuitorilor din comuna Ciprian Porumbescu s-a aflat și candidatul ARD pentru mandat de deputat în Colegiul 3, Vasile Ilie, care a cerut locuitorilor să dea un vot în 9 decembrie pentru fapte și nu pentru vorbe. Eu vă rog și vă invit ca pe 9 decembrie să veniți la vot și să dați un vot corect, cu mintea și cu inima. Pentru că dumneavoastră puteți cântări lucrurile bine, cele pe care noi le-am făcut, și să ne dați votul. Vă așteptăm cu toată încrederea și Dumnezeu să ne ajute. Primarii aflați alături de Gheorghe Flutur în comuna Ciprian Porumbescu au declarat că susțin candidații Alianței România Dreaptă. Sunt membru a echipei Gheorghe Flutur, Vasile Ilie. Am venit să sprijinim faptele, iar nu vorbele aruncate în vânt. De aceea și Străieștiul este alături de această echipă, care credem că va reporni cu inima România. Aceste două sate au fost rupte și izolate din motive bine cunoscute, sau dacă nu le știți, că dumneavoastră s-a izolat și a făcut de Mileșești, care era centrul comunei, după cum știți. Să rămână în urma Stupcii, am venit aici nu ca să vă spun, deci să fim din nou împreună și să susținem echipa domnului Flutur și domnul Vasile Ilie. Cum e, domnul Andriciuc? A uitat sau nu a uitat? Eu am fost cam dezinformat, pentru că... Nu ați fost dezinformat, ați fost parțial informat că la un dat așa se știa, da, că domnul Nimițan merge... Mie îmi place. În general cam urez trădarea și... Fiind dintr-o bucată, cred că m-am grăbit și îmi cer scuze față de domnul Nimițan, pentru că eu știam că un coleg foarte bun și nu îmi venea să cred că pot să facă niște gesturi care nu sunt normale. În orice caz, îmi cer scuze față de domnul Nimițan, că poate nu am fost destul de bine informat. Acum, domnul Gheorghiu, nu rămâne decât să încep și o ofensivă, să mă pozez cu primarii de la celelalte partide, pot să o fac. Nu asta rezolvă problema pe fond. Am luat la picior astăzi și eu Ciprian Porumbescu, am fost și pe uliță la Tușiț, așa se cheamă Tușiț, și am întrebat de ce se cheamă Tușiț. Zice că erau unii care aveau casele mici și stăteau mulți într-o cameră și tușeau. Am urcat... Acolo s-a tras apă, canalizare, chiar e absolut remarcabil ce a făcut Nimițan pe un program. Și nu mai tușesc acum, nu? N-am verificat, deși cam rece afară. Este la Ciprian Porumbescu aprobat de mine drumul la care încă nu s-a început lucru, asfaltarea drumului Ilișești-Ciprian Porumbescu. Un drum care face ca Stupca să fie la 19 km de Suceava, pe scurtătură pe aici, prin Ilișești, să nu mai mergi prin pădure pe la Liră. Și sigur că s-au făcut multe. De exemplu, incendiul de azi noapte, ca noroc că era apă și aveau hidrant și au venit, au și mașină de pompieri și au intervenit acolo și au salvat că se putea extinde. Ce important, mai ales mersul ăsta printre oameni și romi. Unii erau veniți din Spania de la lucru și români care vroiau extinderea zonei construibile și alții care aveau nevoie de material de construcții. Foarte multe întrebări primești pe uliță când stai de vorbă. Și ce e mai important, că nu vii prima dată.
îți spune el numele, te cunoaște. Am mai spus eu asta, mi-a spus o dată cineva, un copil mai mic, așa, zice, nenea, eu pe dumneata te cunosc. Dar de unde, mă? De pe gard. Sunt afișele pe gard. Asta este, dacă... Deci nu de la televizor. Nu, e un copil simpatic, a văzut că mă știa de pe gard. Se uită la desene animate, copilul se uită la televizor. Bun. Acum mă întorc la Ciprian Porumbescu. Acolo au făcut o investiție mare și cei cu eolienele, cu centralele pe vânt. Și acolo este sediu. Din păcate stagnează acum și această investiție. Vreau să cred că guvernul o să le dea drumul. Știți că cea mai mare investiție din Moldova, de peste 780 de milioane de euro. Este o investiție care înseamnă, din câte știu, vreo câteva sute de centrale eoliene. Nu mai rețin exact câte. Și vor fi și la Stroiești, vor fi și la Berchișești, și la Horodniceni, toată zona aceasta, Ilișești, și-s beneficiari, pentru că la bugetele locale vin niște bănuți și nu puțini. E vorba de 100-200 de mii de euro anual, sunt niște taxe care le plătesc la bugetele locale. Pentru Stupca, pentru Ilișești, pentru Drăgoiești, înseamnă ceva. Și astea sunt făcute din perioada mea. Noi am lansat acest proiect cu un an în urmă. Nu știu dacă, nu cred că ați urmărit dumneavoastră. Mi-a făcut cineva, un jurnalist, radiografia unei luni de muncă anul trecut, luna noiembrie. Cam ce se întâmpla anul trecut pe vremea aia. Și m-am uitat într-adevăr un ritm de lucru extraordinar de susținut. Și asta nu era numai în noiembrie. Când inauguram cu firma Filasa eolienele, când dădeam drumul la niște secții la Spitalul Județean, când în foarte multe la Arbore Apa și așa mai departe, deci s-a lucrat. Însă mă întorc la Stupca și spun că îl cunosc de mult pe Nimițan și știu că e un om dintr-o bucată, oameni deosebiți, cum i-ați văzut și pe ceilalți. Astăzi am înțeles că au fost lansări și la Stroiești din partea USL-ului, foarte bine, și noi mergem, ne lansăm pe uliță. Noi. Da. Lansarea pe uliță, stimați telespectatori, de obicei lansările se fac de pe piste de aeroport, dar deocamdată noi ne avem decât avioane mici, pentru că și pista aeroportului din Suceava arată ca o uliță. Discutăm mai multe după publicitate. 25 de kilograme. Revine. Totul pentru casa ta. Am revenit, stimați telespectatori, în studio. Ați văzut și dumneavoastră, trăim o perioadă electorală, o perioadă în care, eu știu, vezi lucruri care în urmă cu mai puțin de un an de zile nici nu-ți imaginai că le-ai putea vedea vreodată. Ați văzut că domnul Pardo a ținut o conferință de presă de la PNL. Ați văzut și dumneavoastră că, eu știu, domnul Urice, că este în campanie cu domnul Donțu, se întâmplă lucruri care, sigur, nu ți le puteai imagina cu ceva vreme în urmă, dar astăzi se întâmplă. Domnule Flutur, în ce relație ați mai rămas cu domnul Pardău și cu domnul Eugen Constantin Iuricek? În nicio relație. În primul rând, eu am rămas într-o relație corectă cu cetățenii, cu electoratul. Pe unde merg și vorbesc aici de colegiul meu, Suceava, trebuie să-mi cer scuze de la foarte mulți suceveni că, cel puțin în colegiul unde a fost Uricek, a fost destul de rar văzut și, în al doilea rând, el a ieșit atunci de mână cu Gheorghe Flutur. Și am greșit. Mă căiesc. Ăsta-i cuvântul. Pentru că, pe de o parte, asta a fost realitatea și, doi, trădarea o va cântări electoratul la aceste alegeri. Nu se poate ca să vrei să ieși parlamentar, să intri în bagajele lui Gheorghe Flutur și să treci vama. După care, cu câteva luni înainte de alegeri, să te duci în barca cealaltă. Pentru că acest gest, făcut de 5, 6, 7 parlamentari de-ai noștri, a făcut ca noi să pierdem guvernarea, să vină USL-ul nemeritat la guvernare, pentru că a făcut aceste achiziții. Mă opresc aici cu comentariu. Eu sunt convins că le va fi și le este foarte greu unora să spună, știți, eu mă desolidarizez de cei cu care am luat măsuri de austeritate și acum nu mai sunt de acord. Dar atunci ai fost. Nu e regulă.
Ai fost sau ai chiar ai votat? Aici e întrebarea. A, da. Și atunci populația să uite, e foarte atentă la nuanțele astea. Nu se poate acum și cei care i-au primit să afișeze și să spună ei bunăstare. Pentru că, domnule Bogdan Gheorghiu, nu-i fericesc pe cei din USL. După 6 luni de guvernare, dumneavoastră vedeți ce spun agențiile de știri despre România și ce ne așteaptă? Cum s-a prăbușit economia și toți indicatorii economici fac să ne arate deja recesiune și problemele sunt extrem de grave? Dumneavoastră vedeți că n-au curaj să scoată bugetul pe 2013, să ne spună că nu mai dau nimic la investiții? Să ne spună că zero la șosea de centură și la anul? Să ne spună că sunt în pericol programele de la domnul Andrei Ciuc, unde eu am adus ultimul proiect cu domnul Andrei Ciuc, 32 de kilometri de canalizare. Are nevoie șcheia, pentru că e o aglomerare mare, de canalizare. Să spună domnii din USL, care în alegerile locale, poate că au fost votați, promițând că măresc pensii, salarii, că dau drumul la investiții și aceste lucruri nu se mai întâmplă. Care plângă că măresc că au tăiat. Domnul Curic, dumneavoastră, domnul Ricec, va tăia pensia? A tăiat. Va tăia pensia, știți dumneavoastră. Da, deci ăsta e paradoxul, știți cum e? Că și eu le spun, mă, fraților, în mandatul ăsta eu n-am fost parlamentar de 4 ani. Eu m-am ocupat de adus cu cârca bani la Suceava. Mă duc acum parlamentar pentru că cu ajutorul bunului Dumnezeu și a sucevenilor știu că sunt multe de făcut. Sunt multe ciudățenii și paradoxuri. Eu ca cetățean când deschid ziarul, da, sau mă uit la buletinul de știri Bucovina TV, că la altul n-ai ce stuiți, că ăsta e singurul buletin de știri adevărat din Suceava, da? Văd acolo că dumneavoastră spuneți că ați muncit și ați adus bani cu cărca la Suceava. Nu spun eu. Nu, eu vă spun din perspectiva unui alegător care mai spicuiește presa și mai urmărește știrile la televizor. Și pe aia văd pe domnul Nichifor în conferință de presă că zice n-am găsit 1.000.000 de euro adus zilnic de fluturi, n-am găsit banii cu care da. S-a lăudat fluturi că i-a adus la Suceava și nu a adus fluturi atâtea investiții pe cât s-a lăudat, pentru că eu, Cătălin Nichifor, de când sunt președinte Consiliul Județean, nu am regăsit acei bani de care vorbește Gheorghe. Mai era un ministru la Ministerul Agriculturii când a venit după mine, Remeș, și a zis că n-a găsit virusul gripei aviare. Și am întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă l-ar fi găsit, îl lua? Adică, domnul Bogdan Gheorghiu, haideți să fim puțin mai realiști. Legat de una e declarația politică și alta e realitatea. Eu am spus-o de multe ori. Pornesc de la mare la mic. Oare drumul ăsta Suceava, Vatra, Dornei, Cluj e atât de mic să nu se vadă că s-a făcut în mandatul meu în cea mai mare parte? O investiție de peste 100 de milioane de euro. Domnilor care nu știți despre ce este vorba. Programul operațional pe mediu, apă canal, semnat de mine și de ministrul Borbele, licitații se fac pentru Suceava. Suceava are vreo 35 de milioane de euro singur, dar are Fălticeniu 20 ceva, are gura humorului, gura humorului. Vatra Dornei, Rădăuți, proiecte de 25-30 de milioane de euro fiecare, semnate de o bucată bună de vreme, sunt în licitație. Dar sunt proiectele mele. Deșeurile, proiect semnat 63 de milioane de euro de fluturi. Groapa de la Moara a început, acum fac ei stația de epurare. Începe groapa de la Pojorâta, 7 stații de colectare. Și dacă vreți, continui mari proiecte. Gândiți-vă proiecte care s-au derulat în bună parte în perioada noastră împreună cu primarul Lung, ISPA, apă canal în Suceava. Gândiți-vă proiectul Cetate, aproape 14 milioane de euro. Gândiți-vă Spitalul Județean Suceava, mai mult de 10 milioane de euro. Știți că la Spitalul Județean Suceava s-a făcut izolare termică de aproape 30.000 de metri pătrați? 3 hectare. Deci toate fețele spitalului, izolare termică. Ca să vorbim numai de asta și mergeți la Dorna, vorbim de Câmpul Lung, investiții, pârtie de schi, programele de la gura humorului, vorbim de îndiguiri. Și apoi acum venim spre localități. Domnul primar Lungu, proiect în centrul orașului, parcări subterane, asfaltarea 14 străzi, iluminat public, un proiect de circa 27 de milioane de euro pe fonduri europene aduse de mine ca președinte al regiunii Nord-Est. Mergem la proiecte la Fălticeni, Irimescu, asfaltări. Vă țin până mâine dimineață dacă vreți. Gura humorului și așa mai departe.
Avem aici niște imagini cu Rădăuții. Împreună cu domnul Viorel Nuțu și cu domnul primar Ion Lungu în zona parcării din... Da, da, păi parcarea asta, parcările, nu țineți minte că adversarii criticau. O să se prăbușească blocul turn dacă săpați acolo. Și aveau oameni trimiși pe băncuțe în parc care bruiau proiectele. A dat Dumnezeu și le-am făcut și astea. Dar haideți să luăm așa un pic Bosanciu, domnul Bogdan Gheorghiu, că am vorbit despre marile proiecte și despre banii care i-a adus Flutur. Întrebați-l pe primarul de Bosanci aici, că din câte ține o minte, numai rețeaua de canalizare și apă în Bosanci are cam 50 de kilometri, 25 și 25. În Bosanci, localitate de oameni gospodari, care lucră în străinătate mulți și vin și-și fac case și au apă și canal, și probabil că se vor racorda peste 1000 de oameni, numai aici. Ca să nu mai vorbesc, sală de sport, amenajare făcute de acest om, dar proiecte din mandatul lui Gheorghe Flutur. Ne întoarcem la Șcheia. Întrebați-l pe domnul Andrei Ciuc și vă va spune multe. Dar eu țin minte că numai un proiect de 10 km de asfaltări și betonări de drumuri și în Mihoveni, și în Sfântul Ilie, și în Șcheia, că acolo pe Imaș la Șcheia s-au construit foarte multe case. Păi betonul ăla pe la poarta oamenilor și asfaltarea drumurilor nu s-a făcut de noi. N-a venit după aceea domnul Andrei Ciuc și a zis, dar îmi trebuie un program de canalizare că au fose septice și se infiltrează mizeria în fântâni și nu e în regulă. A făcut pe fondul de mediu proiectele pentru Șcheia. Extinderea rețelelor de la așa și mi-aduc aminte acum domnul Curic. Un program pe inundații, un drum care vă leagă cu Buneștiu, care da. Îl veți face, tot de noi adus. Și luăm orice localitate, mergeți la Moara cu mine, mergeți la Ilișești, la Stupca, la Păltinoasa, Mitocul Dragomirnei, Ipotești, Adâncata, au fost cu primari care erau de altă culoare politică și foarte mulți au primit proiect. Dacă nu vrei să găsești, nu găsești. Însă, eu când am văzut zilele acestea, mergeam cu autobuzul într-o seară. Aici prin Suceava, că circul și cu autobuz, să văd și eu cum e transportul în comun. Două doamne vorbeau cam așa. Auzi tu, ăștia au tăiat panglică la spital și nu l-au chemat pe Flutur. Fusese discuția aprinsă, mediatizată, că nu știu ce s-a inaugurat la spitalul județean și știu oamenii că lucrările de aici au fost inițiate și cea mai mare parte făcute în perioada mea. E normal să-ți pui problema. Există vreodată vreo recunoaștere sau și le asumă alții. Și astăzi m-am simțit nevoit să cer celor de la județ, care văd că mai nou au trecut la atacuri la persoană, să cer să facă efortul la guvernul de la București să ne aducă computerul tomograf. Pentru că eu, înainte de a pleca din președinte, Suceava era pe primul loc să-și achiziționeze un computer tomograf de 64 de unități. Da, despre asta este vorba. Împreună cu domnul Râmbu la spital. Da, Irimie Cristi, doctorul, era secretar de stat. Domnul doctor de la Oradea. Și, da, era ministru cu mine. Și ne-a trecut primii să aducem un computer modern, performant. Ăsta e de 16 slide-uri sau nu știu cum se numesc și cel care era trecut în listă și s-a tăiat. Nu se poate. Da, adică eu înțeleg că au nevoie și la Târgu Jiu și la Teleorman de computer tomograf. Dar dacă tot a fost clasificat Spitalul Județean în categoria 2 datorită efortului nostru, adă computerul tomograf. 2. În curtea Spitalului Județean Suceava, noi am început un proiect pe fondul de mediu, un parc cu băncuțe, cu luminat public, o fântână arteziană frumos. Mergeți să vedeți că tranșee, praful și pulberea s-a ales, nu mai au fonduri. Nici fântâna arteziană nu e doar tencuită și atâta tot. Nu este dreptul meu, ca om care am pus suflet aici, ca lider al opoziției astăzi, să-i întreb de sănătate, să le spun, treziți-vă, nu tăiați numai panglici pe munca altora. Mergeți la guvernul vostru și cereți bani așa cum am făcut-o eu sau dacă se poate și mai mult, că atunci vă aplaud. Domnule Gheorghiu, despre asta este vorba și mă întorc la ce spune primarul Vasile Andrei Ciuc. Este nevoie de oameni care să se lupte. N-am să le fac eu apă și canal. Dar poate, domnule Andrei Ciuc, și nu poate, ci sigur, aveți niște așteptări de la noi. Va trebui legea cadastrului să o extindem și la alte comune așa cum am făcut la Moara? Pe banii europeni și pot să o fac și pot să am inițiativă, că tot eu am avut-o atunci când a început cadastru.
va trebui să rezolv și luciul de apă despre care vorbește domnul Curic, dar cel mai important lucru, și ăsta îl spun sucevenilor de o bucată bună de vreme, haideți să gândim inteligent, Suceava să devină capitală de regiune, că se face regionalizarea, domnule Bogdan Gheorghiu. Și postul ăsta, Bucovina TV, tare m-aș bucura să prindă toată regiunea, adică și Botoșaniu, și Neamțu, și să fim aici o capitală de regiune și o regiune care să se dezvolte frumos și armonios pe bani europeni aduși direct. Dar cum am putut în acești ani să aduc bani europeni, vă garantez și eu și echipa mea, știm să aducem fonduri, să facem proiecte, să țâșnească, să plece înainte această zonă. Despre asta este vorba. În rest, să vină cine vrea la confruntări. Flutura a avut o perioadă când a tăcut. Am fost și cu necazurile mele, că ți le dă Dumnezeu și trebuie să le duci. M-am ridicat, sunt pregătit să mă lupt, dar mă lupt pentru Suceava. Și le întind o mână sucevenilor și îi chem alături de mine pentru marile proiecte care vor trebui dezvoltate pentru zonă. Și nu vorbesc vorbe goale de campanie electorală. Am făcut ceva cât am fost în funcție și pot să fac cu oameni ca ei, pentru că nu faci singur, cu oameni ca Ion Lungu, care s-a mișcat, care a cerut. Când mă suna noaptea, George, podul de la Burdușeni, pilonul de pe centru s-a lăsat, fă ceva. Stai, Ioane, că-i noapte, mâine vorbim și facem ceva la guvern din fondul de rezervă și trimis 20 de miliarde la Suceava ca să se rezolve problemele. Despre asta este vorba, domnule Bogdan Gheorghiu. Sunt fapte. Așa scriu eu pe afișe. Fapte din inimă. Și domnul Lungu nu renegă, adică nu a uitat că ați făcut aceste lucruri. Nu, nici vorbă. Noi am făcut echipă. Este omul care a rămas alături de mine. Ați ieșit cu domnul aici. Lungu prin oraș? Ați sigur că am ieșit. Cu cetățenii împreună cu domnul Alaltă Lungu? Seara am fost în Burdujeni. Sigur că da, și mergem în continuare, niciun fel. Am înțeles. Domnul Curic, vreau să vă întreb ceva. Domnul Flutur a observat că acum 2012 merge pe o campanie pozitivă. Deci dânsul, bine, în 2008 și venind din opoziție, să spunem, mergea spre un spațiu ocupat atunci de domnul Mârza, era, sigur, când vii, știți că întotdeauna trebuie să atace ăla care vrea să cucerească cetatea, nu la care stă în cetate. Și mi se pare mie că domnul Flutur nu mai răspunde la niciun atac care vine din partea cealaltă. Vi se pare o strategie bună a domnului Flutur că are o campanie atât de pozitivă și nu răspunde niciunui atac, sau trebuie să mai răspundă atacurilor pe care le primește? Eu cred că nu sunt în măsură să dau răspuns, domnul președinte, știi foarte bine ceea ce se facă, dar îmi dau și o părere personală. Cred că procedează corect și cred eu că modul cum procedează va avea câștig de cauză în rândul cetățenilor. Și procedează așa pentru că în această perioadă, 2008-2012, a făcut lucruri multe pentru Suceava, a dus foarte mulți bani și lumea știe și cunoaște acest lucru. Din discuții purtate cu foarte mulți cetățeni, nu numai din Bosan, și eu, când am intrat în politică, cunoșteam majoritatea persoanelor cu funcții, îi cunoșteam din perioada când am lucrat în alt sistem. Acum mi-am refăcut, eu știu, o serie de persoane și stau cu foarte multe lume și cu foarte multe persoane cu funcții de răspundere. Și să știți că eu cred că majoritatea regretă faptul că, într-adevăr, domnul președinte nu a câștigat Suceava, dar, după cum a spus dumneavoastră, în acea perioadă a avut un mare, mare necaz și, dacă ați observat și dumneavoastră, la început, chiar dacă poate n-a trebuit să spun, am văzut eu că un pic și-a adus aminte de ceea ce a fost, a trecut peste acel necaz mare și probabil i-a dat putere mai multă și își poate să lupte pentru Suceava. Și mă gândesc eu că sucevenii vor avea un mare câștig și întotdeauna am spus și vă spun și acum, domnul Flutur s-a luptat pe timpul respectiv și se va lupta și acum, întrucât, zic eu și este o părere, va obține și va putea aduce bani nu numai de la guvern, cred eu și de la Bruxelles. Pentru că și acolo sunt relații și sunt, eu știu, discuții în acest sens, discuții pe care le-a avut și probabil le va continua și în perioada următoare. Bun, dar dumneavoastră spuneți că va aduce domnul Flutur bani de la guvern și de la Bruxelles, dar domnul Flutur, dacă va ieși senator, președintele Consiliului Județean va fi domnul Cătălin Nechifor. Domnul Flutur va lupta să aducă bani unui consiliu condus de domnul Cătălin Nechifor? Vă răspund eu. Da, voi aduce bani și pentru Cătălin Nechifor. Niciun fel de problemă.
dacă aș privi atât de limitat, ca să zic, nu, selectiv, nu despre asta e vorba. Că nu aduci fizic banii cu ranița. Aici sunt oportunități de investiții. Ce treabă are una cu alta că suntem de culori diferite? Eu îi invit să facem capitala la Suceava, după care o să vedeți, o să vedeți eforturi ca să aducem fonduri aici. Aproape că nici n-ar trebui să ne intereseze în ce formațiuni suntem, dacă reușim să facem o regiune frumoasă de oameni harnici. Ia gândiți-vă dumneavoastră, bucovinenii ăștia și sucevenii care răzbat în toată Europa și se duc și lucrează pe la alții. Dacă îi organizez un pic, că am experiență, când am organizat un pic anumite evenimente, au mers așa ca din pușcă. Produs în Bucovina, a mers ani de zile, i-am organizat. Evenimente culturale și turismul au mers. Deci oamenii noștri știți ce au nevoie de puțină administrare și organizare. În rest, merg, sunt harnici, îi bați pe umăr, ești lângă ei și mergi înainte. Și asta o să o fac și cu administratorul care este astăzi aici. Pentru că dacă aș gândi să fac cumva, să pun talpă sau să blochez, n-am ce căuta pe scaunul ăsta de candidat de parlament, nici nu de parlamentar. Interesul Sucevei este pe primul loc și s-a dovedit asta. Hai să strângem rândurile, că nu o să ne iubească dincolo de Suceava prea mult. I-ați văzut pe aia de la Iași că au venit să lanseze candidați pe la munte, pe la mine pe acasă, dându-și cu presupusul că Fluturi cam le-a luat banii din alte părți și i-a adus la Suceava. Nici măcar minimă, să spun, atitudine de om politic n-au știut să aibă. Cumva au recunoscut că am adus bani, pe de o parte, pe de altă parte că ei vor face ordine și nu mai va veni fiecare să ia cum vrea. Nu, ne-am făcut proiecte mai repede, am fost mai harnici și am adus încoace și ne-am mișcat. Eu recunosc acest lucru. Și asta o să o facem de fiecare dată. Dar atitudinea celor care au venit să ne dea nouă lecții, nu o agrez sub nicio formă. Dacă erau în stare, făceau la ei acasă mai mult. N-au fost în stare. Să nu ne dea nouă lecții, că știm să ne administrăm. Vreau să spun de asta, dacă mi este permis, dacă se pune problema din 2014 să fie înființate regiunile, de asta am spus, domnul președinte, pot să aducă bani, că banii vin direct la, în regiuni. Dar până atunci, noi ne-am învățat și am și eu un pic de experiență, mai puțină ca domnul președinte, ca domnul Andriciuc. Am învățat și eu ceva în administrația publică, deși am lucrat și am avut mari, am zis, am o colaborare și înainte când lucram în celălalt sistem. Se va face o mare greșeală dacă se va pune accent din partea Consiliului Județean să facă, eu știu, discriminare între comune. Am spus-o de fiecare dată. A spus-o și dumneavoastră. Bosanciu este o comună mare. Bosanciu este o forță, spun eu, o forță. Bosanciu este compusă din oameni gospodari, oameni muncitori, oameni care doresc să fie respectați și oameni bătăioși, da. Vă spun și adresez pentru toți politicienii care, sau pentru toți candidații, dacă se gândesc cumva că la Bosanci nu se vor da bani, eu întotdeauna am să spun și am să ies. Domnul președinte mi-a dat bani. Sau domnul Cutare mi-a dat bani. Dacă nu-mi dau bani, eu am să ies în comună, nu mi s-a dat bani. Refuză să se dea și dau pe nume, dau persoane, nume, nu se dea. Nu voi tăcea. Deci nu voi tăcea. Bosanciu întotdeauna s-a considerat că este o comună mai aproape de Suceava. Să înțeleagă lumea exact ce înseamnă ne dau bani, ne dau bani. Vă referiți la echilibrarea unor bugete de primării când Consiliul Județean, practic când pixul președintelui Consiliului Județean stă echilibrarea bugetului comune. Nu mă duc să cerșesc, să știți. Eu nu mă duc să cerșesc. Dacă nu se gândește, de exemplu, eu mă refer la comuna Bosanci. Nu se gândește la comuna Bosanci, să nu se gândească. Da, să cereți, vă veți duce, nu să cereți, să cereți. Nu. Aș vrea să spun ceva aici. Să se gândească, comuna Bosanci are 5.000 și ceva de votanți. Dar copilul care votanți. Nu, Bogdane, nu e așa. Are dreptate Curic. Mâine se discută, e o ședință la Consiliul Județean, împart banii. Am văzut, din păcate, socoliți. Și cei doi din platou și alții. Și am nevoie și trebuie să țipăm pentru fonduri. Și pentru Ciprian Porumbescu, și pentru Horodniceni, și pentru Cașvana, și pentru Dărmănești, și pentru Todireș, pentru toți. Trebuie să țipăm. Și pentru orașul Suceava.
Domnul Bogdan Gheorghiu, ați fost inițiatorul teatrului de la Suceava. Eu o recunosc public și vă mulțumesc că ați fost și ați venit la mine ca șef al administrației județene și ați zis, domnul Flutur, dumneavoastră agreați, și am spus din prima, da, îmi place că Botoșaniu are teatru, are filarmonică, Piatra Neamțu are teatru, Suceava a avut cândva și are o istorie în domeniu, hai să facem Centrul Cultural Bucovina. Am preluat cinematograful modern la Primăria Suceava, am făcut un parteneriat, Consiliul Județean, eu cu Lungu, să modernizăm acel cinematograf, să facem o sală de 300 de locuri, cochetă, în care să fie și teatru, și filarmonică, și cinematograf, și sediu ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Bravi mei copii, la care țin foarte mult, pentru că sunt emblema Bucovinei. S-a făcut mult, 70% e făcut. Are nevoie mâine primarul Lungu de 40 de miliarde, că au venit mulți de la guvern acum, să termine Centrul Cultural Bucovina, domnule Bogdan Gheorghiu. Și dumneavoastră trebuie să luptați pentru asta. Și eu cer în seara asta, dar o să ceară consilierii PDL mâine în ședință, bani pentru Suceava să termine Centrul Cultural Bucovina. Oamenii ăștia au nevoie și de așa ceva. S-a făcut centru. Treptele la Casa de Cultură. Dacă dă Dumnezeu și ajung senator, tot facem transferul prin legea Casei de Cultură către primărie și dăm sindicatelor în compensare un alt spațiu. Pentru că această Casă de Cultură din centrul Sucevei nu arată în regulă. N-au avut bani de unde să investească și sunt fel de fel de cluburi acolo. Ori noi avem nevoie de o Casă de Cultură modernă. Ne uităm cu jind la alte județe sau viitoare capitală de regiune. Asta trebuie să facem. Și pentru asta mă zbat. Țineți minte că anul trecut am spălat fațada cu furtunele că era mizerie de porumbei? Și nu e a noastră. Nici n-aveam bază legală să-i ajutăm într-un fel să facă ceva. Ea trebuie transferată la primăria orașului Suceava. Bun, este o anomalie. Practic, deținătorul legal sunt niște sindicate care sunt prin București, care nu... Eu am vorbit și cu Hosu și cu Costin de la BNS. Vorbisem chiar în mai-iunie să găsim o formulă, să le dăm ceva spații și sunt în compensare și să o transfere la primăria Suceava. Și ăsta este unul din proiectele la care eu țin foarte mult și vreau să-l ajut pe primarul Lungu și sucevenii. De câte ori venea Tudor Gheorghe aici la frumoasele concerte, mă pișca câte un pic, uite cum arată Casa de Cultură. Și tot timpul îi spuneam, omule, nu e a mea, e a sindicatelor, dar nu te ierta. Că zicea, fă ceva că tu ești un politic. Tu stai și te întreb ce treabă are Hosu cu Casa de Cultură din Suceava. Da, dar vedeți câte priorități sunt și discutăm despre lucruri care, pe care m-am aplecat mai mult și am văzut nevoile oamenilor de aici. Oamenii aici au nevoie de un oraș cultural. Au nevoie de un oraș comercial civilizat. Dar cea mai mare nevoie tineretul are de locuri de muncă. Și pentru locuri de muncă totdeauna m-am raportat la ce Dumnezeu face Aradul ăsta, Clujul, Timișoara, că acolo trebuie să te uiți dacă vrei să vezi. Că aduc muncitori din Oltenia să le lucreze, că nu mai au de unde lua forță de muncă. Au foarte multe fabrici. Secretul este unul singur. Drumuri, aeroport, 2-3 curse pe zi spre Viena, spre München și atunci vin investitorii, ai piață de desfacere. Dar care-i treaba cu aeroportul? Păi cu aeroportul, domnul Bogdan Gheorghiu, ați vorbit dumneavoastră ceva. Din păcate, și știți bine, am fost primul care am adus proiectul pe aeroport din România, modernizarea aeroportului, și s-a ridicat Iașu, s-a ridicat Oradea, Constanța, de ce? Am fost la Bruxelles și am deblocat un program operațional pentru aeroporturi. Am depus proiectul și în luna septembrie ar fi trebuit să înceapă lucrările. Nu știu ce s-a întâmplat, totuși tare mă tem că e vorba de blocarea unor proiecte operaționale de către Comisia Europeană și aici este treaba actualului guvern să meargă să deblocheze proiecte. Sunt aici imagini, vedeți? Cu da, gândiți-vă bine că am făcut drumul până la aeroport. Aerogara am modernizat-o în cea mai mare parte, am prins bani în buget pentru termopane ca să prindem, mobiliera am dus. Domnul Sahlan Maier, care spunea că dânsul e practic în nori, așa spune. Urmează pista de făcut. Am luat și teren să prelungim pista și modernizarea ei. Acum, asta este prioritate ca să-ți vină investitorul străin să investească. Ce-am gândit împreună cu primarul Lungu, cu deputatul Ioan Bălan și cu ceilalți? Facem o șosea rapidă Suceava-Botoșani,
am obținut și aprobare și fonduri, s-a licitat, s-a câștigat, au tăiat USL-ul bani. E bine să știe populația. Drumul rapid Suceava-Botoșani, 40 de milioane de euro, este tăiat ca obiectiv. Nu s-a mai făcut nimic. Și este obiectiv din perioada mea. Și asta ce înseamnă? Aveai aeroportul la jumatea drumului, pe stânga-dreapta în Dumbrăveni, în Salcea, în Plopeni, faci niște fabricuțe, vin străinii, că ai aeroport, ți este ușor și te miști. Altfel, am făcut un drum care ne leagă de Ardeal, nu-i suficient. Și domnul Gheorghiu, un om politic responsabil și care are experiență, trebuie să-și folosească acest lucru pentru binele comunității care îl trimite. Autostrada Siret-București, care trece prin Suceava, ăsta este un mare proiect la care iar vă chem, pentru că n-am foarte multe. Am proiectul Capitală de Regiune, pe care vreau să mă bat foarte tare. Autostrada Nord-Sud din 2014, să-i găsim finanțare Siret-București și Iași-Târgu Mureș, sunt de acord și aia că avem nevoie să trecem și în Ardeal, pe autostradă, pe la Târgu Neamț. Proiectul Cadastru, așa cum am început la Moara, urmează Dărmăneștiu, are nevoie Bosanciu, are nevoie Șcheia, toți. Extravilan și intravilan cadastru pe banii statului sau pe bani europeni, sunt câteva mari proiecte. Iar dincolo de asta, ce am făcut din unele orașe, cu sprijinul lui Flutur, humorul, gura humorului, da? Am început Câmpul Lungu cu stațiuni turistice declarate de când încă eram ministru. Am ambiția să fac și împreună cu primarul Lungu și din Suceava un oraș cetate. Leagănul mușatinilor. Putem să facem așa ceva. Și o să vă prezint niște surprize, proiecte, surpriză zilele viitoare dumneavoastră mass mediei pentru acest oraș, cetate, Suceava. Știți că m-a întrebat la un moment dat cineva, dar cum e asta de vreți regiune la Suceava, capitală aici? Pentru că merităm, domnule, suntem o provincie care avem o istorie a noastră. Botoșani au mai lucrat cu noi și ne înțelegem. Și vor veni că îi vom respecta. Să păstrați ideea de capitală de regiune, trebuie să luăm un scurt moment publicitar. Luați-l. Și până nu pierdeți ideea, noi revenim în studio. Da, discutam despre Suceava, că merită să fie capitală de regiune. Ne va explica domnul Flutur mai exact de ce. Vin și multe mesaje din partea dumneavoastră. Din păcate, fiind o emisiune electorală, ne vom axa mai mult pe alt tip de discuții, mai ales că mesajele sunt din foarte multe colțuri ale județului și atunci vom aștepta, eu știu, candidați din acele zone pentru a nu duce discuțiile în, eu știu, de pe un colegiu pe altul și la un moment dat să nu se mai înțeleagă nimic. Uitați, acum, de exemplu, vine un mesaj pentru domnul Flutur, ce se întâmplă în primăria Rădăuți? E nebuneală mare. Păi da, ce? De azi e nebuneală mare în primăria Rădăuți. Eu cred că primăria Rădăuți a fost legiferată, aleasă de rădăuțeni. E primarul Olărean, acolo e scântei cu cei din USL. Practic nebuneala a fost legiferată acolo. Da, nu, nu. Da. E o problemă, nu, e o bătălie legat de proiecte. Unii țin morțiși pe un stil vechi și eu acolo apreciez ce face primarul Olărean. Sunt alături și încă o dată, sunt liderul Partidului Democrat Liberal pentru tot județul și cetățenii acestui județ îi respect în egală măsură. Candidez pe Colegiul Uninominal Suceava, mă preocupă în mod deosebit ce am de făcut aici, o analiză la rece ce s-a întâmplat și ce e de făcut. Ați văzut că am vorbit și vorbesc foarte mult despre orașul Suceava. Și am spus tot timpul că ăsta e un colegiu metropolitan, pentru că ai metropola Sucevei și localitățile din jur. Însă Suceava ca oraș, și asta vreau eu să vă spun, că într-o discuție cu cei de la Iași, eu le-am răspuns, unii s-au supărat pe mine, mai ne tachinăm așa. Și am spus, bă, fraților, noi am mai avut capitala 100 și ceva de ani la Suceava și v-am dat o vouă la Iași și n-a știut ce să faceți cu ea, ați dat-o la București. Sigur că au râs ei așa, dar nu le-a prea convenit. Nu e vorba de asta, domnul Gheorghiu, despre regionalizare. Cam și așa a fost, că s-a despre regionalizare, contra aș spune ceva. Scuza, da. Nu e temă neapărat că vine campania electorală. Din 2014, România va trebui să se reorganizeze pentru a primi bani europeni direct pe regiuni. Prea multe sunt 41 de unități administrative județe. Toți discută, facem o regionalizare, da. USL-ul ce a spus?
public prin vocea domnului Ponta și a lui domnul Antonescu. 8 regiuni, actualele regiuni. Dar nu desfințăm județele, aici e șmecheria. Nu le desfințați, dar în fiecare zi dispare câte o instituție deconcentrată a statului și pleacă la Iași. A plecat inspecția de stat în construcții, unde era domnul Drăgan, a plecat protecția consumatorului, inspectoratul de regim silvic, ține-te bine, care e la Suceava, îl mută la Iași, inspectoratul de regim silvic, aici care avem 500.000 de hectare de pădure. Deci, atenție, 8 regiuni, automat, una este regiunea de nord-est, 6 județe, cum e în forma actuală, cu capitala la Iași. Da, asta este. Am discutat de multe ori și noi în partidul nostru și în ARD și am discutat și cu președintele României. Noi susținem cel puțin 12 regiuni de dezvoltare pe provincii istorice. Și când vorbesc de provincii istorice, vorbim și de provincia Maramureșul cu satul mare, și de Crișana, și de Banat, și de Transilvania, și de Oltenia, și de Muntenia, de Dobrogea, Moldova și Bucovina. Adică Moldova în două regiuni de dezvoltare. Una la Iași cu Bacău, Vaslui, Vrancea, și una la Suceava cu Neamțu și cu Botoșani. Sigur că e flexibil de discutat, dar nu poți să nu ții cont de o istorie, de o tradiție și că avem și interes să facem ceva pentru zonă. Pentru că dacă o să acceptăm la Iași, eu știu și am experiență. Orașul pe care îl prețuiesc e deosebit, are peste 300.000 de locuitori singuri, cât are Piatra Neamțu cu orașul Suceava și Botoșaniul la un loc. Păi când e vorba de fonduri și de priorități, e normal că să începe de acolo. Lăsați-ne în rânduiala noastră că știm să ne gospodărim. Ăsta e principiul, ca să discutăm de alocare de bani pentru drumuri, aeroporturi, universitate, școli, legătura cu Ucraina, granița de est a Uniunii Europene, proiecte directe aduse. Despre asta este vorba. Și aici invit la acest proiect de 12 regiuni. Am zis eu bine, cu atât ce capitala regională va fi la Iași, fonduri încoace spre Suceava, Botoșani, ne-am prea puțin o să mai... Prea vine. Puțin ce scapă printre degete, că și ei au probleme. Dar mă îngrijorează ce am auzit astăzi. Uniunea Europeană, Comisia Europeană discută de reducerea fondurilor pentru România din 2014. Și aici va trebui să facem un efort. Pentru că discută de reducerea fondurilor pentru agricultură. Atenție, și să ne dăm peste cap să nu acceptăm, și pentru coeziune, adică pentru ajutorarea zonelor sărace, vor să taie. Tu trebuie să te duci să susții, să nu te lași bătut la acest capitol. Așa cum eu trebuie să mă duc la București sau cine trebuie să se ducă să apere interesul Sucevei sau a regiunii Bucovina sau cum să o numi, eu mi-aș dori Bucovina să numească, chiar dacă vine și Botoșaniu, eu cred că vor accepta că e o mândrie. Bucovina este ceva cu nume care rezonează și care înseamnă pălăria ridicată. Astea sunt proiecte serioase pe care noi trebuie să le discutăm în perioada următoare. De la astea începem să discutăm orice. Și de pensii, și de locuri de muncă, și de îndiguiri, pentru că sunt foarte multe fonduri la orizont pentru îndiguirea râurilor. Zona noastră este puternic afectată și expusă la inundații. Și aici pe Suceava va trebui să continuăm. Eu am făcut câte ceva. Și pe Moldova, pe la Cornul Luncii, Digur, și la Mănăstirea Humorului, și la Ulma și Brodina și până la Frătăuț. Și aici în zona noastră la Dărmănești. Dar mai sunt multe lucruri de făcut. Valea Solonețului, Todireștiu, le-am rezolvat probleme multe acelor oameni de acolo. Însă sunt multe de făcut. Uitați-vă, pe programe de inundații am obținut bani pentru comune care au acel program 3.2.2 sub măsura D. Todireștiu asfaltează drumuri pe bani aduși de fluturi. Sigur că o să se laude ceilalți, dar asfaltează. Pârteștiu ies spre Deleni bani aduși de fluturi. Botoșana, la mine în sat, se asfaltează 3 drumuri pe fonduri aduse de mine pe un program special care l-am cerut Comisiei Europene. Și dacă vreți vă spun, Stupca, Ilișeștiu a asfaltat foarte multe drumuri în mandatul meu. De aceea încerc, Horodniceniu are drum la, din ce mi-amintesc eu, la Brădățel, 3,5 km, și la Mihăiești, 3 km de asfalt, care se face pe fonduri aduse de mine. Dar încă mai mult trebuie. Și mai mult trebuie. Îmi pare rău că s-a oprit asfaltarea drumului care leagă Horodniceniu de Fălticeni, unde la Mihăiești, drumul județean. Sunt multe de rezolvat.
Eu, și Șcheia mai are câteva drumuri de acolo, din Sfântul... Deci Șcheia are la Mihoveni să lege cu Costâna obligatoriu un drum și trebuie ajutat pentru că e păcat. Nu mai este, mă, vreo 2 km jumate, nu, domn primar? 3 km jumate. Sau 3 km jumate și sigur că are Florinta Trimobil. Și capătul Sfântul Ilie care ar trebui să urgența la, până la Europeană. Urgența e drumul de la Mihoveni, după mine, urgența urgențelor și canalizare. Asta simt eu. Vedeți dumneavoastră, denumerarea atâtor mari de proiecte care s-au adus în județul Suceava, mă îndreptățesc și să revin la primele clipe a emisiunii și să cer oamenilor din comuna Șcheia și oamenilor din județ să aibă discernământ politic și să voteze oameni puternici, oameni cu experiență administrativă și cu experiență politică. Pentru că din 2014, pe umerii administrațiilor locale, vin altfel de viziune. Deci proiectele o să fie într-un alt concept. Și una, să ai în Parlament oameni care se țină la județul tău și să susțină că este o necesitate pentru oamenii minunați care sunt la noi în Bucovina să facă regiunea Bucovina, între Botoșan, Suceava și Piatra Neamț, și una să fie o regiune mult mai mare, o regiune care să nu aibă sediu la Suceava și o regiune care se va aminti de partea de nord sau de sudul Bucovinii, cum ar veni. De ce eu pledez ca pe data din 9, oamenii, cetățenii să vină la vot. Să vină să voteze cu inima. Să vină să voteze cu încredere în oamenii politici care ne va reprezenta județul. Cei 4 senatori și cei 4 deputați. 10 deputați, scuzați. Pentru că ei sunt oamenii care ne reprezintă pe noi județul. Ei sunt cei care ascultă inițiativele și duc să facă inițiative și legi și legi în avantajul nostru. Domnul președinte, v-aș ruga, ca dacă sigur o să ajunge senator, să revizuiți legea achizițiilor publice. Suntem mâncați primari cu legea achizițiilor publice. Dacă nu om numai la termene la 54 de zile și terminând cu contestațiile care este o hăituială între agenții economici, așa, și să aduc lucrările de la valoare cu 40% mai în jos să nu se facă lucrări de calitate. Iar primarul este omul lipsit de putere. Domnul președinte, să se umble la achizițiile publice, de al ultimul cuvânt pe care trebuie să-l aibă să fie factul, dreptul de veto a primarului. Pentru că în ultimă instanță primarul răspunde de derularea proiectului, primarul răspunde de banul public și primarul duce la îndeplinire proiectul respectiv. O altă problemă, domnul președinte. Vedeți, facem un fel de ședință aici, cam așa îmi cer ei mie în discuții. Dar mă bucur de această, că o să-i și răspund. Domnul președinte, mai este o problemă foarte, foarte mare. Dumneavoastră ați fost senator, ați fost ministru agriculturii. Vedeți că trebuie să mai și știm să ne vindem marfa. 1. Ați inițiat fermierul. Un program foarte bun, unde veneau bani acolo la oamenii cu inițiative și care doresc să facă treabă. Domnul președinte, mai trebuie și vândută inițiativă și dragostea pentru omul de la țară. Nu s-a pomenit nimic de oamenii care, pe parcursul anilor, au lucrat la CAP și au avut pensii de 20 de lei. Și guvernul care ați fost și inițiatorul acestei legi, și mai am un argument să vă aduc. Așa, a făcut pensii de 360 de lei pentru oamenii care erau 350. Și 350 de lei. Și s-a trecut atât de ușor peste această problemă. Pensia minimă garantată. Atât de încât s-a uitat. Deci a făcut un efort deosebit. Și pentru că dumneavoastră ați avut un elev foarte bun și care ne poartă cinste României la Bruxelles, este vorba de domnul Cioloș.
La inițiativa pe care ați avut-o, iată că acum cetățenii din Comuna Șcheia au beneficiat, negocierile care s-au dus cu Uniunea Europeană au negociat și 999 de cetățeni au beneficiat în această perioadă de ajutoare din partea Uniunii Europene. Deci, uitați, de ce vin eu și cer și oamenilor să vină să voteze cu sufletul, cu inima, niște oameni puternici, pentru că negociază pentru noi, sunt reprezentanții noștri și să nu creadă cineva că se va aduce banii cu sacul, poftim domnul primar. Deci îți înlesnesc puterea legislativă. Asta Dan Deaconescu mai aduce, nu? Cu sacul. Să creezi proiecte, să creezi hotărâri de guvern, să creezi amendamente și încă o problemă și cu asta închei, domnul președinte. Domnul președinte, ajunge senator, că o să faceți o lege, să o faceți atât de simplă și atât de dreaptă, încât să o respecte toată lumea. Și să nu mai vină norme de aplicare a unei legi sau amendamente. Pentru că aici se lasă portiță și în stânga și dreapta, da. Și de asta nu merge treaba. Acum, ceea ce se numesc chichițe, nu? Asistați, ca să zic așa, stimați telespectatori, la o ședință în direct, ca și cum am fi acasă la noi. Cam așa decurg discuțiile. Da, sunt multe lucruri foarte importante. În primul rând, pe achiziții, eu m-am implicat, aici trebuie negociat cu Comisia Europeană. Ei sunt foarte exigenți pentru că banul european, ei trebuie să aibă certitudinea că nu se dă pe ochi frumoși. Și aici va trebui să-i convingem pe ei că nu se întâmplă altceva. Doi, le spun și eu și vă spun și eu, dragii mei prieteni primari, un lucru. Ca oameni de dreapta ce suntem, cred că trebuie și noi să ne trezim. Vrem să politică voastră rucsacul în spate și după investitori. Primarilor mei, am făcut-o tot și o să o fac și eu, să încurajăm tinerii să aibă inițiativă. Dacă în Măsanci își plângem patru tineri să mai facă câte o fabricuță sau câte o fermă și vor contribui bugetul local, mai puțin mai ține mâna întinsă la consiliile județene sau regionale. Și viitorul va fi ca să nu mai întindem deloc mâna. Dumneavoastră știți că 80% din primăriile din România stau cu mâna întinsă la bugetele județene și naționale și prost. Adică cereți-mi mie, că acum vă sugerez eu ce să-mi cereți. Să vă creăm surse de venit fără să mai țineți mâna întinsă. Adică ai pe raza dumitale piatră, cariere de piatră sau balastiere, jumătate din contravaloarea ei să plece la bugetul local, nu la regia apele române care duce la București bani. Ai păduri, ai lemn, cel puțin jumătate din taxa forestieră pe lemn la bugetul local ca să împarți tu mai departe și nu cu mâna întinsă. 3. Ai gaz metan? Da. Costâna, Dărmăneștiu, Todireștiu, jumătate din valoarea gazului rămân la bugetele locale. Atunci vom fi mai independenți și după mine, în perioada următoare, trebuie să ne trezim, să dăm drumul la tineri, să aibă inițiativă. Adică le spuneam la Todirești, dăm doi tineri acum să-i iau într-o mașină, să le arăt cum să face o fabrică de chipsuri pe bani europeni și să aducem în metro barabule curățate puse în pungă din Todirești, nu din Turcia. Ne trebuie inițiativă. Și acest lucru Flutur l-a făcut cu cei care au terenuri cultivate cu măr la Fălticeni și mulțumesc, au și livezi, le subvenționam când i-am fost ministru, înființarea unui livez de mere, de pom fructiferi. Au fabrici de sucuri, au câteva fabricuțe de lapte, dar trebuie mai mult, prea mult și pe mass media să dau exemplele negative, bocetul că nu se poate și prea puțin dăm exemplu pozitiv. Hai mă să văd la, aici la Milișăuți cum a făcut un o căpșunerie. Și hai să o prezentăm de 3 ori pe săptămână, poate să mă lipsesc și alții și nu să mai duc argați în Spania să stea la cules căpșuni și ne facem căpșunăria noastră. Domnule Bogdan Gheorghiu, încă o dată și oamenii de bună credință înțeleg bine ce vreau să spun. Nu pomana scoate România din criză. Eu am mai spus-o când m-au întrebat cum vedeți, domnul Flutur,
cu muncă, cu roabec și cu lopeți la muncă. Unora nu place. Am găsit în Suceava, domnule Bogdan Gheorghiu, o fabrică de textile care nu găsește muncitoare femei și aduce din Dorohoi. Alaltă ieri am fost în vizită la ei, nu le dau numele, și eu credeam, nu venea să cred, 50-60 de muncitoare din Dorohoi. Și am vrut să văd de ce. Și se spune așa, și aici trebuie să ne facem culpa noastră și noi, și eu, prea ușor obții ajutorul de șomaj și nu-ți convine să te duci să muncești în zona textilă. Domnul Bogdan Gheorghiu, vorbim de criză, vorbim de închis fabrici, locuri de muncă. Dar nici nu putem să ne temem de chinezi care vin la Bacău și lucrează cu nu știu câți dolari pe lună și vin și unii să refuze. Adică măsurile care le iei trebuie să încurajeze munca. Dumneata ești privat, dai la niște băieți salarii aici. Nu-ți convine când statul încurajează pomenele. Personal, așa gândesc și așa voi acționa și în Parlamentul României pentru a stimula munca. Avem 13.000 de bărbați care iau concediu de creștere a copilului în România, astăzi. E în regulă treaba asta? Nu cred că e în regulă. Eu cred că altfel trebuie gândite lucrurile. Eu nu știu ce fac nevestele acestor bărbați. Nu comentez. Eu am să vin cu o completare și cred că o să fie foarte, foarte multă lume de acord cu ceea ce spun eu. În președinte, nu știu care e situația, dar comisiile medicale care dau aceste certificate de handicap, le dau cu mare, mare ușurință. În asta, pensionații pe caz de boală sunt un subiect... Nu, pe caz de boală. Altceva. Și el care este, copilul care este născut, ferească Dumnezeu, nu-și dorește nimeni să aibă în casă o asemenea persoană. Dar sunt persoane în vârstă care au gospodării. Mă refer la Bosanci. Le-au dat în scris la tineri și tinerii, s-au îmbolnăvit la bătrâneți, dau și pensii, au și dintre ține, dar ei vor și carte de muncă. Că el trebuie să meargă vechimea. Eu, la ora actuală, am, cred că, vreo 7-8 asemenea cazuri, care nu le-am pus în practică, și vin acele certificate, gata, trebuie un soțitor, numai că trebuie un soțitor. Acei membri din comisiile care analizează și cheamă la sunt unii care i-au dat imediat, le-au disfăcut, i-au tăiat pensia. Și acum, nu știu cum Dumnezeu Sfântul, iar vin, este un val de enorm de mare de persoane care nu trebuie și nu beneficiază de așa ceva. Exact, domnul primar. Și unii care ar trebui, nu au. Asta este. Adică trebuie să fim atenți că pe unii i-a bătut Dumnezeu, i-a bătut soarta și trebuie să fim lângă ei. Asta ferească, eu nu spun. Cazurile care sunt, ferească Dumnezeu, că nu, dar unul care se dă orb și el merge și citește și face, prășește, conduce mașina, sau eu un altul care, eu știu, face de altă treabă și el ia pensii pentru handicap și cu soțitor lângă el, mai vă doi. Și banii susținuți din bugete locale. Da, eu sunt de acord. De aceea, de multe ori, trebuie inventariată și sărăcia și boala așa cum trebuie. Dar hai să ne mai gândim încă o dată la stimularea muncii. Că despre asta trebuie de vorbit. Și iar mă întorc, ce ne lipsește nouă? Organizare. Ca să poți ieși și să ai profit pe piață, trebuie organizat. Cum Dumnezeu, asociația produs în Bucovina, a țâșnit și și-a deschis magazine peste tot. Nu vroiau la început, se concurau între ei, erau invidioși, unul vindea marfa, avea coadă, la altul nu era nimeni la rând și spuneam, păi asta înseamnă că n-ai produsele cum le are ăla, nu trebuie să te superi, nu-l da în gât sau reclam. Și până la urmă și-au făcut o echipă de vreo 40 de membri. Și trebuie un pic atenție cu aceste produse, pentru că la un moment dat, știți că bucureștenii sunt căutare de noi fițe și la un moment dat ultima fiță era să mănânci din Bucovina și a deschis Baciu magazin în București și mergeau neveste lui Becali, Giovanni Becali, da. Ionica Becali, cum îi cheamă, că sunt mai mulți pe acolo. Așa. Și luau de acolo, cumpărau, vă dați seama, ca bucureștin, de câte 50-100 de milioane odată. Și la un dat a luat așa o amploare că orice mizerie făcută în orice abator, da, injectată cu milioane de nitrați, băga că e din Bucovina, că nu știu ce. M-am suată la... Deci noi, în timp ce avem producători care fac produse bune, cum se numește acolo, lângă Vărul? Casa Elena. Și scria acolo platou rece de produse tradiționale bucovinene. Zic, dați-mi și mie unul de ăla. Doamne, cred că erau de alea de la Campofrio sau de la Facos, erau de alea tăiate, de alea era, adică vine unul
din Ardeal sau din, nu știu, o zonă și dacă era la casă, Elena spune, astea sunt produsele tradiționale din Bucovina și el îi taie două faco și trei campofriu și le pune, păi spun, păi ce produse astea sunt tradiționale? Adică, unde-i, știți cum ăștia la Murfatlar au pus, cum au zis, doar aia cu o anumită, da, da, pentru da. Protecție, cum se numește? Așa, da, sigur, astea, atenție! Eu, eu sunt de sigiliu, nu? Da. Nu, da, eu protec, adică marca asta ați dus-o atât de departe încât acum e momentul să o conservăm și să o menajăm de piraterie. Nu știu am înregistrat-o și la OSIM, dar hai să spun. Da, dar asta n-aștă cu nimic atât. Nu, nu, hai, da, hai să învățăm, să învățăm din asta. Poate să pun într-un stau platou tradițional bucovinean și pune mizeriile alea acolo. Știți, adică... Pirați care copiază și fac improvizații găsim peste tot. Dar ce am vrut să spun? Noi n-avem cultura asocierii. Să-ți respecti partenerii într-o asociere. Colhozul ne-a nenorocit, că acolo era altceva, era concurența la furt. Corect. Când vorbesc de o asociație gen produs în Bucovina, i-am rugat să-și facă un regulament propriu, atât de sever, încât cine a călcat pe vechi să fie exclus. Țineți minte că au făcut ședință într-o duminică și au exclus trei membri că i-au prins cu niște euri băgate în produse? Asta e una. A doua. Sunt alții care merg în numele asociației și își fac magazine pirat. Este rolul protecției consumatorului. Dar eu mă refer la organizare. Pentru că uitați-vă acum, ați vorbit de crescătorii de oi. Să spuneți și mie că n-aveți dealuri acolo, că mă pricep să scriu cu oi pe dealuri Bucovina. Da, m-au criticat ăștia, m-au tocat de la antene ani de zile, că am scris Bucovina la Fraseni, făcut ăștia niște țarcuri sub formă de Bucovina. Și cred și acum în aceste proiecte care promovează Bucovina. Da, da, dumneavoastră, în timp ce stați în Bucovina, am zis că pe Antena 3 și tu faci seara la Barcelona, bai la... Da. Și nu mai face emisiuni din România, le face una din Londra, una din Barcelona. Mă întorc... Era duplex, nu știu dacă ați văzut. Nu, mă uit. Făceam zapping, nu că m-aș uita cu insistență pe Antena 3, dar era comic, era duplex Barcelona-Târgu Jiu, de la Barcelona-Gâde, de la Târgu Jiu, Victor Ponta. Și mă gândeam, ce asociere frumoasă Barcelona cu Târgu Jiu. Mă întorc la organizare. Bosanciu. Mulți crescători de oi. Asociațiile astea sunt o forță dacă sunt puternice ele și își negociază subvenția pe cap de oaie și mergi și bați cu pumnul în masă la minister. Ce faci cu lâna? Pășunatul. Asta înseamnă organizare. Din timp să face. Ceilalți de la Șcheia, servicii care să vină către oraș. Că aici asta trebuie făcut în zona metropolitană, aceste localități satelit orașului Suceava trebuie să negocieze. Salcea, am zarzavaturi, domnule primar Lungu, ia dă-mi mie în piața, hai să facem o piață centrală ca lumea modernă și în centru când intri să fie produsele din Bucovina. Zarzavaturi proaspete de la Milișăuț, de la Prelipca, de la Salcea, de la Verești, da? Să vină produsele, brânzeturile de Bosanci. Ăsta este parteneriat să-mi promovez ale mele întâi. Am făcut în fața Consiliului Județean acele standuri cu produs în Bucovina. Am încercat să le dau prioritate produselor noastre. Mărul de fălticeni, mierea de albine de aici din județul Suceava. Și au crescut. Sigur că mai sunt și incidente. Mai vine autoreglementarea când îți pui niște măsuri severe și cine nu îl excluzi. Asta este o altă problemă, Bogdane. Dar ca să faci față, trebuie să te organizezi. Noi nu am fost organizați. Sau am fost slab organizați, ne-am mâncat între noi, dacă se poate și în diaspora, când ne-am dus destul de mult zâzanie și prea puțină unitate, aici cred că trebuie să devenim puțin mai uniți. Inclusiv noi politicienii. Când e vorba de... Eu aș dori să aud cum gândește USL-ul vis-a-vis de regiuni. Tace deocamdată. Dar aș vrea să-i văd că sunt și ei de acord, da, domnule. Pe proiectul ăsta suntem toți împreună. Bravo! În sfârșit avem un proiect care ne leagă. Nu tot să prin prisma cine câștigă voturi adică din asta. Dumneavoastră ați vrea să vedeți cam cum vede domnul Gheorghe Iacob regionalizarea României, nu? Domnul Bogdan Gheorghe, mă provocați să vă întreb cine-i, nu? Bun. Da, oricine, nu contează, îi respect pe fiecare dintre membrii partidelor politice. Chiar gândeam că dânsul ar putea avea o viziune, că dânsul știe și cum a fost pe vremea raioanelor și poate are o viziune mai complexă asupra întregului. Mai fă un efort și dăm un nume mai tânăr puțin, ca să zic așa. Că atunci putem să mai discutăm, nu? Da, lăsăm pentru data viitoare, ca să nu le facem noi campanie altora. Hai să ne ocupăm de strategiile noastre. Eu mă bucur că-s flancat aici de doi primari vrednici, oameni care s-au implicat foarte, foarte mult, incomozi
atunci când e vorba de parteneriat, pentru că au multă inițiativă și trebuie să ții cont de ce îți cer. Nu e ușor, nu e ușor, recunosc. Am încercat să-i respect în egală măsură și am putut să o fac și pe ceilalți. Mi-au aminte primar de Adâncata, acum este Viorel Cucu, un om deosebit. Era de la USL, de la PSD. Și Adâncata a primit fonduri în mandatul meu și pentru apă, și pentru școli, și pentru drumuri. Deci s-au rezolvat multe treburi. Mi-aduc aminte și alți, Ilișeștiu, primar, care nu era, doamna Savu, care era din... N-am avut probleme, le-am dat fonduri, i-am ajutat ca să meargă înainte. Așa vreau să fac și în continuare. Avem primari la care le întind o mână și pe Valea Solonețului, la Cacica, la Pârtești, la Todirești, la Drăgoiești, primarul. Și nu trebuie promovați primarii sau politicieni care sunt precum porumbelul. O să vedeți în emisiunea de mâine seară, mi-a explicat domnul Ionuț Cojuc cum e politicianul care ca și porumbelul. Știți aia cum e? Porumbelul când e jos îți mănâncă din palmă și când e sus ce face domnul? Probabil. Nu. Da, îți face mizerie în cap. Îți face mizerie în cap. Da. Hai să vă spun o glumă spusă cu înțelepciune de un om de la Ciprian Porumbescu azi. Zice, domnul Flutur, erau într-o crâșmă niște oameni și au venit doi politicieni în campanie electorală. Unul de la ARD, de la Alianța România Dreaptă, cu simbolul inima, de-ai nostru, de-al nostru, și unul de la USL. Și ăștia din crâșmă au întrebat, cine dai? Aredistul nostru ăsta de dreapta zice, am afară 10 măturoaie, hai ieșiți un pic să măturăm frunzele de aici, că uite, a venit toamna și a căzut brumaș. Ăla de la USL, cine dai? Câte o țuică. Moșul mă întreabă pe mine, pe cine crezi că a votat aia din crâșmă? Și m-am uitat la moșul și zic, pe USL. Dar de ce? Pentru că ai mei nu erau în crâșmă. Și moșul s-a uitat și a zis, da, ai avut dreptate. Zic, a mei nu erau la țuică, nu erau, că mei erau la treabă, oricum, ăia nu erau de mei. Am înțeles. Înțelegeți? Era o discuție interesantă, care are... Da, dumneavoastră știați că oricum nu aveți acolo electoratul. Final de emisiune, domnul Andriciucu, să iau așa câte o scurtă relatare de la fiecare dintre dumneavoastră, acum ultima impresie, nu, domnul Curic? Da, corect. Și mă lași pe mine, da, cu primul, nu? Da, aici e o discuție între doi foști ofițeri. Domnul Andriciuc a fost ofițer MAPN, a făcut parte din Garda Națională a României, a dat mâna chiar cu președintele Statelor Unite, George Bush, la acea vreme, când însă încă făcea parte din Garda Națională a României. Domnul Curic a făcut parte din Ministerul de Interne de la acea vreme. Dânsul a fost colonel de poliție, a fost și capitan de miliție. Practic, iată, între doi primari care se tachinează ca doi ofițeri. Am fost locotenent major de miliție, capitan de poliție. Locotenent major de miliție și capitan de poliție. Ca un mesaj pentru cetățenii din Comuna Șcheia și pentru toți cetățenii județului Suceava, pe data de 9 decembrie să vină la vot. Indiferent de condițiile atmosferice, având în vedere că e perioada de iarnă. Să vină să voteze cu inima, să voteze oamenii puternici, oameni cu experiență politică și administrativă și să se gândească la viitorul comunei, a județului, a țării, pentru că vor veni niște transformări mari în care trebuie să cădem în picioare. De asta sunt în seara aceasta și îl încadrăm pe domnul președinte Flutur și le recomandăm să ceilor din colegiul Suceava, Șcheia, din colegiul de senat al domnului senator Flutur să-l voteze cu cea mai mare încredere, pentru că pe parcursul anilor, că s-au stâns ceva ani, două mandate de senator, ministru agriculturii, un mandat de președinte de Consiliul Județean, are experiență, poate să ne reprezinte și să nu uităm niciodată că toți trebuie să punem umărul
și să-i sprijinim acolo în Parlament să se lupte pentru regiunea noastră de Nord Bucovina. Deci va fi un vis împlinit a tuturor primarilor suceveni ca atunci când se va reorganiza să fie regiunea de Bucovina ca simbol al zonei noastre și să știți că nu degeaba noi am stat în jurul președintelui Flutur și am promovat Crăciun în Bucovina, Paște în Bucovina, hai, am scris la intrarea în județ, hai în Bucovina, pentru că poate suntem, eu am pretenția că sunt un primar care gândesc pozitiv ca și domnul președinte Flutur, ca și domnul Curic și mă gândesc la viitorul, la viitorul copiilor mei, a concetățenilor mei, a oamenilor care vreau binele acestei zone. Veniți pe 9 decembrie la vot și votați viitorul, județul, viitorul țării, pentru că în acești 4 ani de zile se va hotărâ foarte mult și trebuie să avem niște oameni puternici, lucidi, cu dragoste pentru, pentru Bucovina noastră scumpă. Așa cum e domnul Curic. Da, trebuia să spun la început, dar dat în faptul că mi-ați oferit această ocazie să particip la această misiune, datorită domnului președinte, eu vreau să le mulțumesc, le-am mulțumit și cu alte ocazii, dar public acum cu mai mult efort și cu putere mai mare de pătrundere în comuna Bosanț, că s-au dat girul și au avut încredere în mine și în alegerile care m-au votat ca primar. Sunt primul primar care a obținut al doilea mandat. Știți, bosâncenii sunt foarte orgolioși și probabil au cântărit la acea vreme ceea ce am făcut eu, ceea ce am promis că fac. Nu este o laudă, dar vreau să spun că mandatul, în primul mandat, probabil așa a dorit Dumnezeu, ceea ce mi-am propus, am rezolvat. Vreau să dau un exemplu. Am finalizat o școală, sper să, până de Moș Nicolae, să face recepția, nu depinde de noi de bosânceni, deci le transmit bosânceni, nu depinde de noi de primărie sau de școala de Bosanci, depinde de Ministerul Educației, întrucât trebuie să vină o reprezentant de acolo pentru a putea face recepția. De aceea, cum mi-au dat girul, doresc ca și pe 9 decembrie să dea girul și să aibă încredere în mine. În 2008, doi parlamentari ai Partidului Democrat Liberal erau în sondaje, cum să vă spun eu, nu era cazul de a reuși. M-am mobilizat și vă spun că în 4-5 zile sau 5-4 zile am reușit și am dus la 64%. Eu, campania electorală, am început mai puțin acum, în momentul de față. Am să o încep de acum. Și eu cred că reușesc în ultima săptămână să obțin votul. Vreau să vă păstrați pentru sprintul de final, să mă păstrez pentru final. Dar doresc ca bosâncenii să aibă încredere. Domnul președinte este aici, are toată garanția din partea mea. Să aibă garanția și zic eu pe 9 decembrie va ieși senator. Mă refer la comuna Bosanci. În rest, vedem ce va mai fi. Vom cere și spun cine va fi sau cum va fi, deci nu ai, deci voi cere, voi fi un cerșător de la atunci am să mă fac cerșător și am să mă lupt pentru, indiferent cum va fi. Mult succes și vă sunt cele cer ca pe nouă să vină la vot, să voteze domnul președinte Flutur ca senator. Mulțumim pentru prezența în emisiune, domnul Curic. Eu vreau să-i mulțumesc și lui Vasile Andriciuc și lui Anton Curic pentru că ați fost în seara asta cu mine și nu numai în seara asta. Am încercat un format de emisiune în care să vină și administrația locală să se vadă legătura dintre un parlamentar și un ales local. Probabil voi mai avea ocazia să mai vin în emisiuni până la sfârșitul campaniei electorale. Eu candidez sub semnul Alianța România Dreaptă, ard de nerăbdare să mă apuc de treabă, ard ca să zic așa, ARD, o Alianța România Dreaptă, sigla este INIMA, ușor de ținut minte,
suntem pe buletinul de vot în dreapta sus. În stânga sus ăștia de la USL, că așa le e locul, noi suntem în dreapta sus. Ușor. Acolo vă e locul. Acolo ne e locul, în dreapta sus, undeva pe aici, cu inima. Țin foarte mult la echipa mea, la echipa de primari, dar și la echipa de candidați. În Colegiul de Senat am trei oameni minunați pe care mi-aș dori în Parlamentul României ca deputați. Și pe Sanda Ardelean, aici pe Colegiul Suceava Oraș, și pe Ioan Bălan, pe Burdujeni și câteva localități, și pe Vasile Ilie, pe Șcheia, Moara și Valea Solonețului. Oameni cu experiență, oameni de echipă, de foarte bună credință. Îmi doresc de asemenea și candidații de pe celelalte zone, Fălticenii, Vasile Tofan, Popovici Cornel, profesorul Vitcu, pe Rădăuț, Oreston Ofrei, Marius Vătafu, Dumitru Mihălescu, Ungureanu, oameni care îmi doresc să iasă pe munte, doctorul Irimia la Senat, domnul gospodarul la deputați și domnul Ovidiu Milici, care a venit la Forța Civică și acum e sub sigla noastră. Deci eu la toți țin. Contează orice vot, că se uită la televizor și cei din Dorna, orice vot are de, pentru noi va conta. Eu sunt optimist că în decembrie vom face guvernare. Domnul Boncheș, de la Dorna, că spune că nu va trage tare pentru ne susține. Și vreau să știți un lucru. Simt că vom intra la guvernare în decembrie. De ce spun asta? Pentru că populația, așa cum a taxat în iunie greșeli de ale noastre pe care ni le-am asumat, așa taxează acum greșeli ale USL-ului și promisiuni neîmplinite. Oamenii au așteptat pensii și salarii mari și n-au venit. Oamenii au așteptat bunăstare și au venit sărăcie, pentru că a scăzut leu, a crescut euro, dobânzile au crescut, instabilitatea, locurile de muncă. În premieră, vă spun în această seară, în ultimile 6 luni, se pare că Suceava este printre primele județe, din păcate, la desființarea de firme, dispariția de firme și așa nu multe pe care noi le-am avut. Asta este un lucru grav. De asemenea, îmi exprim speranța într-un vot corect al sucevenilor. Și îmi pare rău să aud că la referendumul de suspendare a președintelui sunt câteva mii de cazuri, suspiciuni de fraudă cu vot multiplu, cu CNP-uri greșite. Am zis că doar la Suceava sunt vreo 4.000, parmi. Deci 4.000 de cazuri la referendum în care au fost unii oameni împinși să greșească, nu e în regulă. Eu sunt trist și sper ca în aceste alegeri să nu mai existe astfel de abuzuri. Din partea noastră, niciodată n-am susținut și nu vom susține astfel de fără de legi. În rest, este ocazia de a face campanii. Invit adversarii politici sau competitori la discuții civilizate în această campanie și nu la atac la persoană. Lumea va taxa aspru pe cei care cred că atacând sau făcând campanie negativă vor câștiga. Nu. Este fals. Cred că oamenii așteaptă soluții și eu îmi pun speranța în așa ceva. Știu problemele sucevenilor. Știu că cei din bazar sunt nemulțumiți de calcularea reactivă cu retroactivitate a unor dări care trebuie să le dea pe ultimii 5 ani la stat. Știu ce probleme au cei din George Enescu, că se plâng că au fost marginalizați în a-și moderniza aleile și străduțele de printre blocuri. Știu ce au probleme au cei din centrul Sucevei. Sunt probleme strict ale primăriei, dar mă simt obligat să vin și mai tare alături de primarul Ion Lungu să-l ajut să le rezolve aceste probleme. Asta înseamnă deschidere către oameni, întind o mână către suceveni să-mi dea un vot mie și echipei mele pe 9 decembrie ca să le pot întoarce acest gest cu fapte concrete. În rest, vă mulțumesc pentru invitație și să auzim de bine.
Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Stimați telespectatori, această emisiune veți putea urmări și în acest weekend. Va fi redifuzată atât sâmbătă cât și duminică. Eu vă urez o seară plăcută și rămâneți alături de știrile Bucovina TV.